Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotundu. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Ce poți să le doresc? Decât să fie optimiști, omul sfințește locul. Bună ziua, stimați telespectatori! Centenarul Unirii a ajuns și la o firmă privată. Era firesc ca în cadrul acestui ciclu de reportaje dedicat Marei Sărbători a României, împlinirea 100 de ani de la Marea Unirii, să dialogăm și cu un reprezentant al mediului privat. Am ales pentru acest reportaj să dialogăm cu patronul societății Conrec, pentru că este una dintre cele mai vechi societăți din Botoșani și în același timp are și continuitate de activitate după 1989. Deci, dialoghez cu domnul inginer Mihai Vrăjitoru. Domnul inginer, bună ziua și bine v-am găsit. Bine ați venit. Ați continuat activitatea început înainte de 1989 în mediul de construcții. Cum ați gândit primii pași pentru privatizare? Firma exista din 68. Făcea parte din IJGCL, Întreprinderea Județeană de Gospodărie Comunală și locativă. În 89, având în vedere că activitatea noastră nu avea nimic în comun cu întreprinderea de gospodărie comunală, care la vremea aia avea fondul locativ, termoficarea, apa, canalul și colectarea deșeurilor, menajere, urban-servo. Deci ei făceau parte din aceeași firmă cu noi, cu IJGCL-ul. Având în vedere că obiectul nostru de activitate nu avea nimic în comun cu ei, am încercat la vremea aia să ne desprindem întâi ca societate independentă față de întreprinderea mamă, pentru că apoi, apărând metoda MEBO, care a fost o metodă bună pentru firmele mici și mijlocii, să o punem în aplicare. Asta înseamnă că am avut posibilitatea ca salariați să ne cumpărăm firma. Și cred că era normal să se întâmple la toate firmele de talie mică, mijlocie. La alea mari, cu 7-8 mii de salariați, cum era electrocontactul, ar fi fost mai greu. În ce an s-a întâmplat? Asta în 91.
Imediat ce s-a dat drumul la privatizare. Păi noi și cu domnul Conțac, deci domnul Conțac spune că a fost primul. Am fost împreună la București, am fost la Bacău, deci era la momentul respectiv, trebuia să cumperi firma de la FPP, Fondul Proprietății Private, Fondul Proprietății de Stat. 20% erau acele cupoane, 70%, 80% trebuiau bani. Și cum ați făcut rost de bani? Păi am adunat salariații, le-am explicat că am putea deveni proprietarii firmei unde lucrăm, care au înțeles, care nu, dar am condiționat la un certificat de proprietate care se găsea și prin piață, îl vindeau oamenii necrezând că are valoare, să pun o sumă de bani, pentru că trebuia să dăm 20% acele certificate, iar restul în bani, în rate, în 10 ani. Ajungând la un moment dat, ultimii 5 ani ca valoare să fie un aro. Da, dar asta a însemnat o valoare pentru societatea nou înființată. Deci, cam ce active ați avut? Am avut, de ce să nu, n-am plecat de la zero. Am avut teren, am avut două stații de asfalt, cei drept uzate vechi, mijloace auto, atelier de tâmplării, deci n-am pornit ca un privat de la zero. În schimb, am drămuit tot patrimoniul ăsta, l-am dezvoltat, l-am reînnoit în timp. Acum pot să vă spun că nu mai există nimic din ce era, din dotarea de altă dată. Da, au și trecut 20 ceva de ani? Au trecut, da. Și totdeauna din profitul care realizam, investeam cel puțin două treimi, o treime îl luam ca dividende. N-ați făcut vilă, n-ați luat mașini de lux, ați investit? Case au și ceilalți colegi ai mei, n-am putea spune chiar vile, mașini normale, nu mașini extravagante. Și ce se vede, se vede pe teren, cu cine mândrim, cu utilajele și mașinile care sunt în dotare. În momentul de față, cam la ce valoare se ridică patrimoniul firmei? Patrimoniul se ridică în jurul la 5-6 milioane de euro. Deci vreo 25 milioane în lei noi. Lei noi, da. Utilaje plus terenuri plus... Cu câtă forță de muncă ați pornit? La momentul respectiv am avut în jur de 250 până 300 de oameni. Așa de mulți? Așa de mulți, pentru că aveam o activitate mult mai diversificată ca acum. În timp am renunțat la o parte din activități, profilându-le mai mult pe lucrările de drumuri. Și în momentul de față la cât ați ajuns? Păi 90% sunt lucrările de drumuri, restul sunt ateliere adiționale acestei activități, de reparații auto, de confecții metalice, tâmplării de aluminiu, dar 90% este activitate de drumuri. Da, dar ponderea activității se bazează pe relația cu statul sau pe mediul privat? În momentul de față, deci, și am fost nu numai eu, și alte firme catalogate drept abonați la banii statului. În momentul de față trebuie să fim sinceri. Investitor mai mare ca statul nu există. Da? E clar. Păi normal, e firesc. Cel puțin într-un oraș ca în Botoșan. Poate din orașele mari sunt investitori străini, la noi nu putem vorbi, deci statul este principalul investitor. Cine ar vrea? Toată lumea zice, domnule, e abonat la bani. Eu, tehnica, asistul și alții. Dar ce vreți? Să vină din București? Să vină din Suceava? Să lucreze și noi ce să facem? Să stăm? Eu sunt mândru că tot orașul ăsta e făcut din noi, de firma Conrec. Cu toate că am mai fost atenționați, am mai fost bârfiți, am mai fost înjurați, să spunem, dar cu excepția o stradă, două, toate sunt făcute de noi. Și eu mă mândresc pentru că calc și eu pe aleile și străzile din Botoșani și eu cred că la ora actuală este un oraș frumos. În domeniul dumneavoastră al construcțiilor, în momentul de față, există o concurență acută? Piața care există în momentul de față acoperă cu activitățile dumneavoastră sau ar mai fi nevoie de firme de specialitate? În momentul de față cred că avem firme constructoare de drumuri și de întreținere și modernizare mai mult decât în Botoșani și chiar ca în Iași. Deci la ora actuală tehnica asistul cu problemele care sunt este una da, e o firmă mare, trebuie să recunoști. Mare și dă, na, mă rog, au câțiva angajați, deci angajați mulți. Mai este Bigu, care iarăși este o firmă mare de construcție, mai este domnul Conțac cu autotransport. Familia Conțac. Familia Conțac, bine, sunt separați acum și noi suntem cam al patrulea.
Anul trecut a fost un an greu. Anul ăsta, în schimb, au fost lucrări și sunt în continuare, deci am făcut un holding, cum ar veni noi, Bigu, și cu Autotransporturi și Cornel Flor, întrucât cele trei, eu fac și fundații de drumuri cu Cornel Flor, domnul Conțac mai face și el. Adică cu domnul Bârsan. Să ne putem îmbrăca, da, toată activitatea. Și vreau să spun că acum cam 80% le-am câștigat. Nu le-am primit, le-am câștigat. Pentru că am concurat și cu Tehnica Sistus, cu firme din Suceava, chiar și cu firme din Iași. Bătălia este. Acum vreau să spun că nu sunt firme și nu sunt produse de balastieră și carieră cam la necesarul din lucrări. Cred că o să fie o problemă. Se spunea la un moment dat că firmele astea de construcții participă la licitații și fac oferte sub preț, sub prețul de cost, ca să obțină licitația. Și după aia veneau cu adaosuri, cu suplimente de facturi. În momentul de față se mai poate practica o astfel de metodă? Cred că de vreo 5-6 ani nu se mai poate practica. Deci se licitează sumă fixă, valoare fixă. Anul ăsta am simțit cel mai acut pentru noi, pentru că bitumul s-a dublat. Deci sunt probleme mari, cred că și la nivelul țării, cu execuția lucrărilor de drumuri. Nu este explicabilă dublarea prețului, deocamdată, de către furnizori. Vin cu motive puierile și cred că o parte din lucrări nu se vor putea executa din cauza că nu ne putem încadra în costuri. Când mai creșteau cu 4, 5, 6%, da, te organizai, mecanizai, lucrai mai puțin cu oamenii, mai mult cu utilajele, dar acum fiind materialul care are o pondere de 80% în prețul mixturilor asfaltice, este imposibil. Poți să lucrezi roboți și tot nu poți să te încadrezi în aceste costuri. Domnul director, care e explicația de o crescut brusc prețul la bitum de la sub un leu la 2,40 sau cât e acum? Kilogramul. Deci noi, România, care am avut rezerve de bitum și cred că mai avem. Rezervele de bitum din România sunt undeva la surplacul de Barcău, de acolo e enigmă, nimeni nu dă explicații, dacă este cumpărat terenul, este bitum de suprafață, deci necesită lucrări mici, pentru investiții mici ca să poată fi valorificat. Bitumul este un rezidu, în urma prelucrării petrolului. Pleacă în Austria și vine înapoi cu bitum. Deci vă dați seama, sunt 2000 de kilometri la Viena până la noi, la un euro pe kilometru, gândiți-vă cât costă drumul. Ei mi-au mai explicat că sunt patru mari firme care transportă, nu produc, transportă bitumul din țările, din Cehia, Slovacia, din Ucraina, Polonia și Austria. Faptul că aceste țări și Ungaria își dezvoltă trama lor stradală și autostrăzile, livrează mai puțin la export și îl livrează la un preț mai mare. Acum, nu știu, Consiliul Concurenței ar putea să vadă dacă nu cumva este o înțelegere a acestor transportatori, așa cum s-a întâmplat la ciment. Da, exact, au fost o înțelegere pe sub mână și au impus un preț. Adică 9 luni să se dubleze, deci nu s-a dublat, mai mult decât dublu. Deci era 97 de bani în ianuarie, acum e 2,40 de bani prețul de ieri. Bun, în condițiile astea, dumneavoastră aveți lucrări în derulare, le-ați licitat cu un preț și brusc vine o modificare de preț la bitum. Nu vă mai încadrați în prețul licitat, ce faceți? Lucrările câștigate după august încoace ne mai încadrăm, dar, de exemplu, am la Bucecea lucrare licitată în ianuarie, cu 97 de bani e prețul. Acolo s-am probleme. Probabil că o să facem 2-3 străduții cât ne-am angajat, să vreau să discutăm cu primăria, cu beneficiarul, cum fac ceilalți constructori, au deja inițiat unele discuții cu beneficiarul, cu drumurile județene, drumurile naționale, pentru că nu ne putem încadra în prețul de cost. Și nu suntem noi vinovați. Da, e o situație de ajuns de neplăcută. E o situație delicată. Bun, până la urmă o să trebuia să vă descurcați, că nu e altă soluție. Haideți să revenim la activitatea de firmă, la activitatea economică. Care este raportul dintre forța de muncă din administrație și cea care lucrează efectiv? Pentru că în mediul bugetar sunt
câte 4-5 șefi la 2-3 subalterni. Aici, la dumneavoastră, cum i-ați dimensionat? Deci am avut o reducere a personalului TESA în 2015. Așa, acum pot să spun că sunt într-o formulă perfectă. Deci nu am birourile nu sunt supraîncărcate, adică pe banul nostru. Problema este că nu putem reîntineri personal. Deci am câteva compartimente, inclusiv în conducere, unde avem peste 60 de ani și n-am găsit și căutăm în continuare, poate cineva, să luăm un manager, să-l luăm ca director executiv și din umbră să-l conducem. Mai am la contabilitate, unde tot așa sunt doi salariați, sunt patru salariați, din care doi sunt peste 58 de ani. De ce? Nu-i forță de muncă calificată în domeniul ăsta? Nu se găsește piața? Nu oferă astfel de calificări? Vin, pleacă. Nu sunt stabili, urmăresc salariul să crească fără efort. Ce să vă spun asta? Cum stați cu inginerii de specialitate? Că la dumneavoastră aici specialistul e foarte important. La forța de muncă, la muncitori mă refer în primul rând, care sunt acum pe toate firmele în jur de 175 de oameni, ei n-au plecat, drumarii nu prea au plecat, nu sunt solicitați în afară, sunt solicitați rigipsari, faianțari, dulgheri, i-am păstrat. Deci eu pot să spun că n-am avut fluctuații la forța de muncă, îi am și acum, îi am din tată în fiu, deci sunt care au venit o dată cu mine, acum lucrează copiilor, nu am avut, cu mecanici poate puțin, ar mai trebui 2-3, acum o să mai investim în, mai luăm niște camioane, mai luăm niște utilaje de... Șoferi aveți? Șoferi avem. Deci șoferii noștri n-au plecat. Să înțeleg că nu aveți criză de forță de muncă în domeniul firmei dumneavoastră. Cum se plâng alți patroni că, domnule, nu găsesc oameni să lucrez. Deci nu pot să spun că nu am plângeri. Deci ei au rămas, am oameni, am spus, care au început cu mine la 21-22 de ani. Am ajuns până acum. Deci nu au plecat. Nu știu de ce. Nu pot să spun că salariile noastre sunt foarte mari. Dar poate seriozitatea, data fixă când am dat salariile, n-am întârziat niciodată. Eu am plătit totdeauna statul și imediat după aia salariile. Înainte, în domeniul construcțiilor, se foloseau normatori care urmăreau activitatea celor din teren. În momentul de față se mai urmărește norma de lucru. Cum îi capacitați pentru efortul depus? Acum se face un buget pe lucrare, funcție de valoarea licitată. Chem inginerul care este șef de lucrare și îi spui, pentru lucrarea asta și îi predai niște cantități, ai 1.000.000 de euro. Ba, chiar dacă intră sub valoare, poți să-i dai stimulente. Și se face bugetul. În paralel, cineva de la tehnic stă și urmărește consumul, face consumul tehnic și îl compară cu consumul contabil, cu bonurile care se dau din contabilitate. Și de aici reiese dacă lucrarea e cu profit sau fără profit. La o lună se poate verifica și spune, opa, ai greșit. Vezi că aici ai depășire, trebuie să vii, să faci, să dregi. Referitor la ce spuneați mai devreme cu câștigarea cu un preț și executarea cu alt preț, nu prea s-a întâmplat, adică dacă proiectul, să spunem, este incomplet, nu se mai aprobă decât în aceeași valoare nota de comandă suplimentară cu nota de renunțare. Dacă renunți la ceva, de exemplu renunți la 2 lei, poți să faci lucrări suplimentare de 2 lei cu aprobarea verificatorului de proiect și a proiectantului. Dar ca să depășești valoarea nu există așa ceva. Bun. Și cum vă descurcați în condițiile astea pe care le-ați prezentat dumneavoastră să aveți un volum de activitate care să vă acopere costurile cu forța de muncă și în același timp să aveți posibilitate de reinvestire ca să vă puteți dezvolta, pentru că dacă nu o să vă dezvoltați, ieșiți de pe scena luptei. Deci fiind foarte exigenți cu oamenii, fiind foarte atenți să nu se fure, deci vreau să spun că într-un tip se mai fura motorină, se mai furau materiale. În momentul de față sunt GPS-uri, sunt sonde, am utilaje, vreau să spun că am înlăturat, am redus consumul, având utilaje mai performante, s-a redus consumul de combustibil. Iar dacă el s-a scumpit, reducându-i consumul, am mai compensat. Lucrările sunt la limită. Deci dacă scoți un profit de 2-3%, ești fericit. Dar este bine că rămâi pe piață, dai salariile,
ai continuitate și așteptăm vremuri mai bune. Adică, cumva să schimbi legea asta a licitațiilor, au schimbat-o într-un fel, trebuia să fie publicată în monitor, să nu mai fie punctul foarte prețul. E normal ca prețul cel mai mic să, dar trebuie să-l verifici, să-l poată susține constructorul, că vin cu prețuri de 2 lei, dau lucrarea peste cap și după aia ne lamentăm că nu e făcută, că nu te judici, până la urmă nu câștigă nimeni, că pierdem noi cei care folosim drumurile. Se mai întâmplă la lucrări proaspăt realizate să apară probleme cu asfaltul. Care ar fi cauzele? Nu se respectă rețeta după cartea tehnică, după proiect, se umblă la ingrediente ca să facă economii, calitatea proastă la materiale, care ar fi cauzele? Se mai poate întâmpla, dar în general rețeta trebuie respectată, mai ales dacă se lucrează cu firme cum e CNAIRU sau cu drumurile județene, vin să iau carote. Îți verifică grosimea, îți verifică componența, deci nu prea poți să te joci și să nu pui bitum cât trebuie. Ce știți, spuneați dumneavoastră legat de lucrări care mai sunt compromise sau porțiuni, de exemplu să luăm a colegului, al domnul Conțac. Da, a fost acum recent o problemă. Acolo este greșeală și de proiectare, pentru că nu poți să faci drum național cu 7 cm de mixtură. Deci nu există drum național cu 7 cm, că te-a dat proiectantul. Doi, fundația nu e făcută de dumnealui. Deci fundația drumului este făcută de alt constructor, dânsul a venit și a pus mixtura pe... Normal, în caietul de sarcini scria că trebuie să mai reprofileze, să o mai îndrepte. Nu ai ce. Dacă faci drumul, ia de la cap la coadă, de la fundație până la final, ca să poți fi responsabil pentru ce ai făcut. Ăla vine, face, alt constructor face fundația, tu vii și pui mixtura. Nu este în regulă. La licitațiile astea mai mari, mai importante, organizate de Compania Națională de Investiții, din Direcția Regională de Drumuri Iași, de exemplu, care administrează drumurile naționale, aveți grupii de firme cu care vă înscrieți la licitații sau mergeți pe cont propriu? Cum procedați? După câte experiență avem, toate firmele din Botoșani, care le-am enumerat anterior, pot participa singuri. Deci sunt lucrări similare de valoarea solicitată, sunt lucrări recepționate de valoare respectivă, dotările. Problema este că s-au câștigat, de exemplu, la CNAIR lucrări de către firme din județul vecin, Suceava, cu 60-65%, care deja cred că o să rezileze contractul, nu mai poate să le susțină. Bun, Au venit la noi în Botoșani. Dar eu îmi pun următoarea întrebare. Organizatorul de licitații, beneficiarul, nu vede, băi, tu mi-ai dat un preț neserios. Nu poți să te accept, chiar dacă e regula cu prețul cel mai mic. Aici trebuie pur să justifici. Și nu cred că CNAIR-ul totdeauna a acceptat prețuri mici. Deci, să înțeleg. Trebuie, domnule, o să-mi poată face lucrarea? Să înțeleg, totuși regula o faci comisionul? Nu, de unde să-i mai dai comision dacă faci, mergi cu 62-65%? Ce comision poți să-i mai dai? Nu ai pentru tine să-ți acoperi salariile și materiale, mai ales în situația de astăzi. Spunea cineva din un factor de conducere la drumuri naționale Botoșani, nu-i dau numele, că a venit firma din Suceava, care a câștigat licitația în județul Botoșani la covoare, iar asfaltul a venit rece și l-a pus pe acostament. Nici măcar n-a putut să-l întindă, l-a scos de pe șosea, de pe drumul național, l-a pus pe acostament. Cu 65% și cu 50 ceva, ia de la Santa Mare, deci Suceava, Santa Mare, sunt cred că în jur de 100 de kilometri, dacă nu mai bine. Nu, de la Botoșani la Santa Mare sunt 89. 89 și cu 45 din Suceava, vă dați seama, mixtura merge, protejată, cu prelată, până la 180, plecată la 180 de grade, ajunge la 140-150, poate fi pus în operă, dar el probabil că a zis-o mai rece. De ce v-am întrebat dacă participați grupii de firme pentru o lucrare așa mai amplă, mai, cum să spun, fonduri mai puternice investite? E problema asta cu drumul Botoșani-Târgu Frumos, care se vehiculează în mediul politic, cel puțin sunt pe la PSD câțiva parlamentari, care din când în când mai scot pe piață drumul ăsta. De ani de zile se vorbește de reabilitarea lui. Anul ăsta era dat
cert că încep lucrările și iată că vin iarna și n-au început. La, de asta ne-am și unit cele 3-4 firme, pentru că ne-am gândit la, la Târgu Frumos, Botoșani Târgu Frumos. În momentul de față, știu că este în procedură de licitație, deci trebuie să, să verificăm. Da, licitație pentru proiectare. Nu pentru proiectare, pentru execuție. Pentru execuții deja? Da, pentru că proiectarea s-a terminat, cred că, prin mai-iunie, iar acum se verifică ofertele, pentru că au fost oferte depuse. Noi n-am putut, că nu ne-am încadrat. Nu știu, am impresia că Bigu a mers cu altă firmă mai mare. Deci acum se verifică efectiv partea financiară de la, la... Dacă se adjudică, e posibil să înceapă. Da, e o bătaie mare, pentru că îs bani mulți. Da, dar vedeți dumneavoastră, nu e autostradă, să fie nici măcar un drum expres. Nici măcar drum, cum e drumul de la Târgu Frumos la, la București. Va avea, ca la spre Suceava, va avea în zonele de pantă trei firi, deci nu are patru benzi, două benzi, da. Două benzi. Haideți că vă pun o întrebare, pentru că sunteți specialist în domeniu. Drumul ăsta de la Botoșani la Suceava, pe o parte, pe un sens, au început să crape asfaltul, să desprindă, să desfacă. Care ar fi cauza? Sunt mașini mai grele și este logic. Este logic. Dacă mergeți până la... Până, drum, până la Siret. Până la Siret. Este, pe partea dreaptă este bun, pe partea stângă, pentru că vin mașini pline, au început să apară fisuri. Cum mergi spre Suceava, invers. Pe partea dinspre Suceava și Botoșani e bun, că vin și au agregate de la noi. Dar Umbrărescu, EMB-ul, n-a lucrat deloc la fundație. Deci el efectiv a venit și a pus două sau trei straturi de asfalt. Fundația a rămas fundația de pe vremuri. Unde, știți și dumneavoastră, că în timpul Ceaușescu, cea mai grea mașină avea 16 tone de marfă. Acum sunt mașini care duc 7-8 tone pe os și duc și 32 de tone. Marfa! Plus încă 10-12 tara. Bun, dar când s-a făcut proiectarea, modernizarea drumului, nu s-a avut în vedere greutatea mașinilor? Că doar nu fac drumul național ca să circule mașini de 10 tone, ele fac la capacitate maximă. N-am ce să vă spun, că aici au fost două etape. Întâi, în timpul PDL-ului, a fost o licitație și a câștigat... Da, dar Ponta, în timpul lui Ponta s-a reluat. Ponta sau nu știu cine și după aia Ponta a reluat. Nici nu știu dacă s-a mai făcut licitație, a dat-o... Nu, prin încredințare, da, cumva, lui Umbrărescu. Sincer, Umbrărescu a lucrat repede, a lucrat bine. Părerea mea este că este un constructor, nu știu ce a făcut înainte, nici n-ar trebui să ne intereseze. Important e că are 3-4 mii salariați, important e că are o dotare bună și el poate face și autostrăzi. Că a făcut, a furat, cum se spune asta, dacă acum el are această, este o firmă serioasă, ar trebui lăsată în pace. Nu mai putem întoarce acum, că a făcut lucrări proaste, că a furat, că a pus mai puțin bitum. Firma este bună, este puternică, eu zic că lucrarea este de calitate. S-a întâmplat în schimb altceva, între suprafața de mixtură și rigola de beton, n-a fost colmatat acel rost cu bitum. Sau cu mastic bituminos. Și atunci apa pătrunde între beton, pentru că betonul are alt coeficient de elasticitate și de deformare față de mixtură, și intră apa, fenomenul îngheț-dezgheț, umflă, și ați văzut că în unele zone rigolii, partea betonată s-a umflat, s-a desprins, și astă vară, cred că l-am văzut când a intrat pe aceste rosturi, le-a colmatat, plus câteva fisuri care erau pe ramă. Da, deci e clar, factori tehnici, proiectarea, cum a fost proiectat. Așa este, el a executat efectiv pe aceeași fundații, pe același strat de asfalt, dacă vă aduceți aminte, l-a frezat mai anumite zone, dar asfaltul vechi a rămas, nu l-a decopertat și a venit cu altă fundație. Păi și domnul Conț a coturnat asfaltul pe drumul rușinii, pe stratul de piatră care era, nu, în proiectare nu s-a prins fundament din piatră. A prins fundația, dar n-a făcut-o dânsul. Hai să zicem că a făcut-o, cine a făcut, a făcut-o bine, dar după 2 ani de zile ea trebuie reprofilată, trebuie îmbunătățită. El cred că acolo a avut și un consum mai mare de mixtură, întrucât au fost făgași și făcute de mașini. A avut în caietul de sarceni, în același preț cu mixtura, a avut de reprofilat. Vă dați seama, el trebuia să care piatră, să cilindreze din nou. Dom'le, dacă tu ai făcut fundația, vine imediat și pune și mixtura. Nu lăsa 2-3 ani sub circulație, sau dacă ai lăsat,
Poate e bine că s-a mai tasat din cauza transporturilor, dar vină cu altă, o completare în documentație să vii cu profilare. Că altfel în făgașul ăla nu mai intră, nu-i la nivel să intri 5 cm de bine, să intri 7, că el are făgașul de la mașini. Sau s-au rupt. Nu se dă mare importanță la hidraulica drumului. Deci toate apele, toate izvoarele, cum avem noi acum la Lunca, vor să ne scoată responsabili pentru o bucată de drum de 100 de metri că s-a deplasat. Păi când ne-am dus și am verificat, are apă, terenul bun de fundare era la 1,10 m. Iar noi am început lucrarea de la minus 40 de centimetri. Eu de acolo răspund. La 1,10 m, cine a făcut studiul geologic, trebuia să-i spună primarului. Domnul primar, vedeți că la terenul bun pentru a face drumul e la 1,10 m. Nu te du la 40, minus 40, că apa de jos o să lucreze. Și vine apa de pe un versant, trece pe sub drum, spală agregatele și asfaltul pleacă. Să fisurează și el. Plus că nu respectă greutățile mașinilor care cară. Să știți, sunt mașini chiar cu cereale, nu acuz cu agregate, mașinile cu agregate, cereale. Poate să ducă și 40 de tone un vagon. Ce pot să le doresc? Adică să fie optimiști, omul sfințește locul. Haideți să trecem în revistă și lucrări executați acum în județ. Acum lucrăm la drumul județean Ibănești-Cristinești, lucrăm la Bucecea, toate pimpenedele 2. Unde lucrăm? Că mâine semnăm și la Vorniceni. Avem plus aneleurile. În sfârșit au găsit bani cei de la primărie pentru a le putea da în funcțiune. Pentru utilități? Da. Deci mâine voi semna contractul și probabil că de luni vom începe. Apă, canal, gaz, energie electrică. Unde mai lucrăm? Lucrăm la Cristești, la Ibănești. Mai aveți la Manoleasa, parcă, Zahorin? La Zahorin, da, că suntem cuplați numai că ne-am împărțit. La Coțușca Ghireni? La Coțușca Ghireni, la Corlăteni de Măcheni. Da, deci în toate. Deci aveți ceva lucrări. Bun, deci, dar vremea se răcește. Cum? Deci la fundația drumului se poate lucra. Numai dacă va fi zăpadă sau minus 20 de grade, atunci nu vom mai putea. Dar dacă nu sunt precipitații, nu avem procese umede ca să ne împiedice un 5 grade. Și asfaltul se poate turna până la 0 grade. Sunt aditivi care, introduși în asfalt, îți permite să turni până la 0 grade. Ca și la betoane, de altfel. Poți să turni și la temperaturi negative, dacă e pus aditivul. Nu e ca vara. Dar la fundația de drumuri se poate lucra, dacă ne ajută vremea și nu va fi ca anul trecut. Anul ăsta vom putea lucra și în perioada de iarnă. Ce faceți pe perioada de iarnă cu forța de muncă? Pentru că vine vremea când nu o să mai puteți lucra. Vin lunile de iarnă. Cum vă descurcați cu plata salariilor? Deci ne constituim un fond de rezervă. Aveți așa un fond în care pe parcursul anului îl constituiți? Atât ca în timpul iernii să ne mai putem acoperi. Dacă mai și lucrăm, este un caz foarte fericit. Și trebuie să și lucrezi, pentru că în perioada de iarnă ai revizii la utilaje, ai revizii la mașini, ai cheltuieli multe în comparativ cu producția asta. Dacă nu strângi vara a furnicuța, iarna faci ca și greierul. Da, mi se pare normal. Dacă este foarte, foarte greu, am mai plecat la șomar, dar în ultimul timp parcă s-au băirit așa, nu mai vor nici șomar. Bine, eu am șoferi, am mecanici, iar și muncitori între 45 și 55 deja sunt stabilizați cumva financiar, adică nu bogați, dar nu mai trăiesc de pe o zi pe alta, mai au copii în străinătate, le mai trimit. Deci nu i-am văzut așa să fie, înainte făceau cere, să-i împrumut, să le mai dau din... Eu le opresc o garanție, să le dau garanția că are... Acum parcă îi văd cu mașini, chiar mă bucur când mă bânduc prin depozit pe acolo, poate o să aveți ocazia să mergeți, sunt mai mulți mașinile, asta înseamnă că a crescut bunăstarea lor, nu? Am ajuns cumva la partea socială. Cum procedați? Le dați tichete de masă? Le asigurați o masă peste zi? La vremii de vară, când sunt căldurile astea puternice, le asigurați lichid, apă minerală sau ce le dați dumneavoastră? Da, la temperaturile ridicate le dăm apă obligatoriu. Cercăm să-i mulțumim că te duci și duci două baxuri la 30 de grade afară, vă dați seama că într-un sfert de oră e încălzită. Le dăm apă, bonuri de masă, nu-i obligăm să le consume la noi la cantină, le dau bonuri de masă și salariu.
Aveți cantină, ați pomenit aici, aveți o cantină unde se mănâncă. Deci cantina e cu circuit închis numai pentru angajat sau cine dorește să mănânce? Nu e pentru... Nu. Poate chiar mănâncă salariați atât numai de aici, că restul sunt pe teren, au distanțe mai mari față de cantină și nu servesc masa aici. O să vă spun, servesc masa în jur de 120-130 de oameni. Pe zi. Plus cateringul care mai trimitem. Deci avem noi așa o satisfacție, ca să vă spun cinstit, n-am luat dividend un leu. Dacă mai fac un pic la 14 lei meniu, vă dați seama că mare profit nu iese. Dar le mai cumpăr. Oale, s-a stricat aragazul, ventilatorul, aerul condiționat, adică s-a încetățenit ideea asta și aș fi vrut să o dau în locație. Sau, că totuși, și acolo trebuie să fii un pic atenți, că sunt controle, poți să îmbolnăvească un om, trebuie să-ți iei meniul 48 de ore în frigider. Adică, dacă o să mergeți, vedeți că sunt investiții și acolo. Adică am avea pe lângă partea de construcții niște obligații în plus și foarte delicate. Pentru că, vedeți dumneavoastră acum cu alimentele astea, că tot auzim că sunt vechi, le folosesc, le recirculă, le nu știu ce, noi la noi este mâncarea proaspătă, se termină astăzi la ora 3, 15 se termină tot, pentru a doua zi nu rămâne nimic. Se face din nou, umplim borș, nu umblăm cu lămâie, cu borș din comerț, avem noi... Deci mâncare sănătoasă. Tradiția asta și nu vreau să o deranjez, vreau să meargă în continuare până când nu știu. Noi filmăm aici la sediul administrativ al firmei. Sediul ăsta l-ați ridicat de când aveți societatea sau exista imobilul și l-ați preluat? Sediul ăsta, dacă vreți să vă spun, este sediul domnului Conțac. Stați un pic, dar ce treabă are domnul Conțac cu sediul de la Conrec? El a avut aici proprietatea a transporturilor auto, cum erau IJTL-ul, cum erau înainte, și chiar am găsit jos în mozaic, este scris, dar avea numai parterul. Când ne-am privatizat pe MEBO, trebuia să aducem la Consiliul Județean, că ei timp proprietăreau cu terenul și clădirea, să aduci hârtii prin care să demonstrez că le-ai avut în administrare. Eu am găsit documente pentru acest sediu, terenul de alături, unde este incubatorul, a fost IJTL-ul pe vremuri, plus terenul din Amonte, din Spriaș. Și nu le găseam pe ale mele. Am dus și le-am dat domn Conțac. Între timp ce s-a făcut? S-a făcut un schimb în 74-75, s-a făcut un schimb. S-a dat terenul unde e acum domnul Conțac, IJGCL-ul de acum, l-a dat acolo, plus era și căminul de la garnizoana jandarm, tot a IJGCL-ului era, dar nu l-a mai prins domn Conțac, și ei s-au mutat acolo și aici a venit Igo, întreprinderea de gospodărie orășenească, un director Gettler. Da. Care își mai aduce aminte de el? În 68, deci el a fost numit director, că am găsit, dar acum am văzut toată istoria IJGCL-ului. Român curat, da. Plecat din Israel. Deci aveam documentele lui domn Conțac și el și nu le aveam pe ale mele. Am reușit în arhiva Consiliului Județean, am găsit documentele și ale noastre, pe ale astea de aici le-am dat lui. Am găsit documentul în care s-a fost schimbul de teren și în baza documentului în care scrie că ai avut în administrare, Consiliul Județean îți dădea act de proprietate. Deci la prefectură dădeau pentru persoanele fizice, la Consiliul Județean dădea, era hotărârea 854, știu că era domnul Tudose, profesor de limba română, dacă nu mă înșel. Nu, domnul Tudose Gheorghe, care a fost vicepreședinte, profesor de matematică la AT Laurean. Ei, poate de asta. Și eu am găsit hârtia prin care scria că acest imobil și a fost în folosința, a fost dat în folosința IJGCL. Și el îmi cerea, domnule, să scrie în administrare. Domnule, hai să ne uităm un pic. Trebuie să mergem la domn președinte, că era profesor de limba română, domnul Aniță, nu? Da. Domnul Aniță, da. Mergem la dumnealui și domnule, dat în folosință sau în administrare, este același termen, dacă nu mă înșel, nu? Da, corect. Deci eu vă dau în folosință sau vă dau în administrare? Ei, termenul de dat în folosință nu vroia să-l conceapă. Nu, domnule, mie îmi aduce în administrare. N-am găsit până la urmă, era subprefect parcă domnul Baltă. Am văzut la domnul Baltă, l-a chemat, am discutat. Domnul Baltă era prefect, Paicu subprefect, dacă nu mă înșel. Înainte. Înainte. Dată domnul Baltă a fost subprefect, vă spun eu. Și prefect era, cred că, colonelul din armată. Domnul Baltă nu a fost direct prefect, a fost subprefect.
Nu mai rețet. Ei, am discutat, am mai venit și domnul Aniță și până la urmă a zis, domnule, are dreptate, omul, hai să-i dăm. Și am luat terenul, am făcut etajul, am tras utilitățile, mă rog, aici a fost Clubul Libertatea, dacă vă aduceți aminte. Da, da. Condus de domnul Fediuc. Domnul Fediuc, Aurel, nu? Mihai. Mihai. Și cu timpul ce am făcut, a trebuit să, am vrut să-mi revendic și terenul de alături, dar știți că era o lege în timpul Ceaușescu că dacă dărâm un sediu a sindicatului care a fost lângă Miorița, dacă vă aduceți. Da, Clubul 23 August. Clubul 23 August, l-a mutat aici Clubul 23 August, de acolo. Acolo l-a demolat și a făcut... S-a ridicat Miorița. Așa, și Miorița. Nu, Miorița era blocurile de lângă Miorița. Da, blocuri alătura. Era melodia, cinematograful. Ei, și atunci m-au scos afară din timpul Ceaușescu. Ne-au scos afară din club, din sediul nostru, unde incubatorul era, și l-a transformat în clubul sindicatului. Și noi am ieșit. Ne-a dat o magherniță aici. Aici era o... se ținea arhiva, Izregheceleu. Și am făcut etajul, mă rog. Da, v-ați descurcat, aveți un sediu administrativ, sunteți o firmă serioasă, cu prestigiu, cunoscută, aveți un brand de acum pe piață. Da, asta zic și eu, pentru că am fost cumva constanță, zic eu. N-am ieșit din niște bariere, dar am avut drumul nostru. Da, ați avut momente când credeați că clacați, că falimentați? De-a lungul celor 28 de ani. Două momente grele au fost. La un moment dat, în, cred că în 1997-98, când n-am plătit niște dări la stat și le plăteam cu 4-5 zile mai târziu și ei calculau majorările și penalitățile pentru o lună. Și s-au adunat atunci. Atunci am vândut teren, o bucată de teren la Nova Apa Serv. Actualmente cine e, Revegeu, sau nu știu cine are aici. Sau... Da, Revegeu. Atunci am Grigorac. Dar am fost la un pas de, deși mai aveam două, trei firme mici, dar au crescut, 3-4 miliarde, era o sumă mare. Și celălalt punct greu a fost anul trecut. Da, mai mulți patroni s-au plâns că anul trecut a fost un an foarte dificil. De altfel, multe firme și-au închis porțile. De ce s-a întâmplat? Care a fost fenomenul economic care v-a blocat? În alți ani, cum este și anul ăsta, de exemplu, am lucrări pentru anul. Le pot continua. Anul trecut nu am avut nimic din anul precedent. Deci nu au fost comenzi la stat? Nu au fost lucrări. Și am trăit cu mediul privat. Am avut comenzi de la chiar firme private, dar mici, plus am acceptat contractul cu tehnicazistul, cu orașul. Undeva eram și rănit un pic în amorul propriu, pentru că după atâția ani de zile am pierdut contractul. Ce-i drept, l-am pierdut la un preț mic. N-a fost niciun aranjament, cum spunea domnul contractul la Telem odată, că eu m-am înțeles cu domnul Vlas, la bun a venit cu valoare mea. Dumneavoastră sunteți furnicuță, domnul Vlase Elefant. Eu l-am întrebat odată pe domnul Neacosti, că nu mai mă mânca într-un timp, mă mai scria pe la ziare când era Flutur în prima candidatură. Că nașul îi dă lui finul lui nașul și spuneam, îl sunam, domnul Conțac, domnule, spune-mi, vin în față, bărbăriți. Băi, Mișu, băi, lasă-mă, băi, trebuie să spun și eu ceva, băi. Tu, el cum spune despre mine? Spun și eu despre, da, spune despre el, nu spune despre mine. Da, ne-am împăcat, mai ales suntem un pic rude, că băieții noștri, copiii noștri sunt cumnați. Da, bun, nu se poate într-o societate intervin relațiile astea interumane, cu mătrii, nășii. Asta nu înseamnă că mediul de afaceri trebuie să fie afectat, pentru că eu sunt cu mătru cu vrăjitorul Mihai de la Conrec și în condițiile astea între noi nu trebuie să fie relații de afaceri. Corect. Deci a fost contractul ăsta cu orașul, n-a fost nicio înțelegere. Mi-am dat seama că dacă nu fac o colaborare cu tehnicasistul, îmi va fi greu. Am mers chiar pe pierderi calculate. Știam că am niște pierderi, dar mi-am păstrat forța de muncă, mi-am păstrat toată organigrama intactă. Nu am avut profit decât vreo 100 și ceva de mii de lei. Profit tot ungerie, poate. Dar mi-am păstrat, nu mi-a plecat niciun om. Anul ăsta, în schimb, nu sunt la niciun partid și n-am fost niciodată. Să fie clar, asta nu o să găsească nimeni. Nu v-a atras mediul politic? Nu m-a atras, deși am avut prieteni în toate partidele, dar n-am
nu m-am simțit în stare să fac așa ceva, zic, ori firma, ori politica. Totuși anul ăsta, nu laud, că laud PSD-ul, nu sunt membru, dar ce au făcut, ce au dres, anul ăsta a fost ca și acum 3 ani, când a fost criză, în timpul lui Ponta, când am avut de lucru de nu dovedeam. Deci vreau să vă spun că anul ăsta, drum mare, nu dovedesc ci câte lucrări sunt. Acum s-a și decontat. Deci cineva îmi spunea, că o să lucrez, o să mai vezi când ai bani. Dom'le, am luat banii până acum. Deci s-au decontat lucrările toate. Sunt lucrări pe la anul, la anul sunt alegeri. Nu se poate să ne lase degeaba, că nu o să mai fie, dacă nu lucrăm noi, firmele mici și mijlocii, cine o să mai contribuie la buget? Acum 3 ani tot așa a fost, era Ponta. Dom'le, am avut de lucru, când am venit în anul următor, cum spuneți dumneavoastră, dom'le, dar iarna ce faci? În anul următor, chiar de pe 5 ianuarie, am intrat în arătură, am intrat în lucru. Deci aveam lucrări în continuare, le-am pregătit ca în mai, iunie, în perioada călduroasă, am venit cu mixtura. Deci făceam 10 miliarde pe săptămână. Deci făceam 1 milion de lei într-o săptămână. Ei, acum am ajuns, cifra de afaceri pe anul trecut a fost în jur de 17 milioane. Deci o sumă mică. Da. Peste 25-30, cam asta ar fi. Pensiunea noastră. Avem Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, care anul ăsta a lucrat la drumurile județene de ajuns de mult. Mai sunt primăriile care iarăși au accesat fonduri pentru asfaltare de drumuri comunale, de uliță, cu ei lucrați, nu? Păi astea, PND-le 2. Atunci, eu nu le știu cu prescurtările astea. Da, vă spun, partea proastă la civile. La civile nu sunt cum structuri, sunt o groază de școli, de grădinițe. Nu are cine să... Da, dar primarii se plâng că dumneavoastră constructorii nu veniți la lucrări de valoare mică. Și în condițiile astea nu mai sunt nici la sate meseriași care să facă lucrări de cârpeală. Deci la lucrările de drumuri ne ducem și facem contract. Am pățit la Blândești, am mai pățit și în alte localități, mă duc, semnez contractul de drum, zice, da, nu faceți și școli? Nu facem, dom'le, și școli. Dom'le, nu găsesc pe nimeni. Lucrările nu sunt chiar mici. Sunt valori de câteva sute de mii spre 1 milion. Da, pentru o firmă de construcție, dar nu mai sunt oameni. Oamenii buni au plecat, faianțari, rigipsari, dulgheri, ferari, nu mai stau în România. La asta v-am spus, noi avem noroc la drumuri, pentru că afară se lucrează mecanizat, mult mai mecanizat ca la noi, și se solicită, dacă sunt topometriști și 2-3 mecanici, n-au nevoie de muncitori, nu se lucrează nimic la mână. Ce pot să le doresc? Decât să fie optimiști, omul sfințește locul. Haideți să treceți un pic în revistă stația de asfalt, pentru că dumneavoastră aici e sediu administrativ, dar aveți în oraș locul unde depozitați piatra, bitumul, faceți asfaltul, vin mașinile, încarcă, descarcă. Da, păi este zona lângă... Acolo terenul e proprietatea dumneavoastră, totul e proprietatea firmei? Da, avem 2,5 hectare. Deci avem 2 stații de betoane, avem o stație de mixturi asfaltice, avem laborator grad 2 la betoane, laborator grad 3 la mixturi, încercăm acum să accesăm un fond nerambursabil, poate facem și gradul 2 la mixturi. Este atelierul auto, acolo cu utilaje, cu de reparații, deci avem, toată baza este acolo. Inițial am vândut lui Victor Impexerele baza de sus din Spriaș, și ne-am mutat undeva pe centură spre Manolești. Da, aveți... Am renunțat acolo și ne-am mutat în... Noi o să filmăm oricum și în zona respectivă ca să vadă telespectatorii noștri. Domnul director, ne apropiem de sfârșitul reportajului. Sunteți un patron vechi în Botoșani, o firmă respectată. Patron sau vechi? Da, luați-o cum vreți. Haideți, o să vă rog să transmiteți un mesaj oamenilor de afaceri din Botoșani cu prilejul centenarului Unirii. Ce sfaturi le dați dumneavoastră pentru viitor? Într-adevăr, sunt 100 de ani, este un an memorabil. Ce pot să le doresc? Decât să fie optimiști, omul sfințește locul, să nu ia bani din firmă, pentru că decapitalizează firmele. O firmă nu poate muri decât dacă iei bani din ea, decât surplusul, adausul din care trebuie să te investești și mai puțin să iei acasă. Vreau să vă spun că anul trecut noi am adus bani de acasă.
Deci o parte din ce am câștigat a venit în completare la Conrec, pentru că v-am spus că a fost un an greu. La anul, dacă vom veni pe plus, ne vom recupera. Situația este grea, într-adevăr, dar cu forța de muncă. Dar dacă insiști, și am văzut chiar la Camera de Comerț acum și patronii din generația nouă, mai tineri, chiar m-am bucurat că nu ne mai vedem numai noi. El cu Simcosul, Conrecu, Electroalfa, au apărut și firme. Firmele din prima generație. Păi, acum apare a doua, a treia generație. Apar firme noi și deci și oamenii sunt mai noi. Deci și noi ne-am reînnoit un pic forța de muncă. Dar am văzut firme de confecții metalice cu patroni de, nu știu dacă are 30 de ani. N-am văzut prea mulți cu producții. Mai mult comerț, mai mult, știți, producția e grea. Da, e grea și necesită forță de muncă calificată. Stimați telespectatori, a fost domnul inginer Mihai Vrăjitoru, patronul societății Conrec S.A. Botoșani. Să-i urăm succes în continuare. Dumnealui a acumulat suficientă experiență, așa că generația nouă de patron, cum spunea chiar dumnealui, să fie mai atenți la modul în care muncește și să-i furi secretele muncii pentru a prospera și ei. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră cu un nou reportaj.